Că aici am luat pentru că șez în cadru. Ce ai pățit? Ieri, la ora 17:30, pe locul acesta, am cumpărat cârnați alterat. Numie curinei, dar nu scrie nici pe dânsă. Dar de ce? Dacă al miros, el nu miroase, dar dacă al gust, deci are gust alterat. Am înțeles. Am dat la copil și copilul meu de 3 ani, tată, nu-i bun cârnațul, mă atrăjești. A spus. Și eu m-am speriat, am gustat și eu și într-adevăr. Și l-ai dus înapoi. Și l-am adus înapoi, dar domnul care aici se află loc șofierul la acest mobil, a spus că locul e lui, dar mașina nu a fost ieri la ora 7:30. Locul lui, locul e public, cum a spus. Deci locul acesta se vinde, 3 mașini, 3 firme, numai ce au fost... Diferite. Da. Da. Deci ne-ai fost... cumpărat de la altul ieri. Da, da. Dar n-ai bon de casă. N-am bon de casă, e ca vin. Da, se vede. Oameni buni cumpărați loc de casă. Da, se vede. Eu nici n-am cerut, dar mă tic nici nu s-o dat. Deci ea și vina mea că n-am luat bon de casă. Am înțeles. Dar de aici ai cumpărat. Dar nu de aici, fix de aici. Adică nu de la mașina asta, din locul aista, dar nu de la mașina asta. Am înțeles. Cârnațul e foarte alterat, are gust de salmonelă. Și copilul... Salmonelă are gust? Da, de are gust foarte alterat. Foarte alterat. Deci m-am întors aici, numai ce cu jumătate de oră înainte, era altă mașină de la firma Corotie. Ah, deci s-a mai schimbat odată, da, mașina, chiar da, în fața dumitale. Da, și am poză cu mașina de la Corotie care s-a dus numai ce și a venit domnul acesta. Dar vânzătoarea o poți recunoaște? Vânzătoarea am cunoscut-o care era la Corotie, dar eu am spus că... În mașina cealaltă era ea, da? Da, era ea, dar eu am spus că a fost la mormântare. Și n-a vrut să întoarcă. N-a vrut să întoarcă, n-a spus nu-i firma lor, că e de la firma Gustos. Eu nu pot să-mi vinuiesc firma Gustos pentru că n-ați văzut. N-am văzut-o acum. Deci eu nu, n-am atras atenție la mașină, la număr, la... Deci... Ce altercație ați avut că nu v-a permis să filmați? Deci mi s-a spus că nu se poate filma, că îi fac rău la mașina aceasta. La firma noastră. La firma aceasta. Și noi astea ați interzis să filmeze? Păi cum ți-a interzis dacă ia uitat? Asta nu scrie în buștea noastră. El a vrut să filmeze. Dumneavoastră i-ați interzis să filmeze? Păi cum să-i interzic? Deci am pus perdea dinainte. De ce ai putut filma? Să nu filmeze logotipul la firma noastră, dar să ducă să găsați cu motivul. Poftim. Bun, ce ai de gând să faci? Am chemat poliția de a mă aștept o oră aici. Da? Ai sunat la 902? Am sunat la 902. Nu, 902 mi-a spus că ei nu se ocupă cu așa ceva și sun la Agenția de Protecție a Consumatorului Public. Așa. Am sunat la Agenția de Protecție a Consumatorului Public. Aceia mi-au spus că ei n-au echipe mobile la, să deplaseze la fața locului și sun iar la poliție. Iar am sunat la poliție și mi s-a dat, au spus că ați fi un reprezentant. Polițistul de sector, probabil. Da. A trecut jumătate de oră, mi-a sunat polițistul care este în sector acesta, a spus, mă adresez eu la poliția economică. Și am sunat la poliția economică și iată aștept iar jumătate de oră. Deci o oră mi-a luat ca să aștept să vii poliția la fața lor. Și am venit eu înaintea poliției. Da. S-ar putea poliția nici nu vine de grabă. Nu, au spus că se deplasează. Multe lume se mai vin de cârnați. Dar nu de la mașina asta. Ia că ce vreau spun că nu e de la mașina. Da, dar i s-a dat rest și nu i s-a dat bon de casă. Oare are aparat de casă femeia asta? Are. Se dă bon, dar... Da, eu văd că i-a dat unii arest fără bon de casă. Păi ele spun în săculeț bon. Am înțeles. Și hai să o întreb femeia ce i-a dat bon de casă. Fiți amabil, ați cumpărat acum cârnați. V-a dat și bon de casă? V-a pus bon de casă acolo. Da, este. Mulțumesc. Este încărnat și bonul de casă. Da, vedem, mi-a trebuit. Dar eu ieri am cumpărat și nu mi s-a pus bon de casă. Am înțeles. Fix săculețul acesta, fix cărnațul acesta, dar bonul de casă. Am înțeles. Deci așteptăm de poliția să vedem ce o să zic. Înainte de ce a fost firma Colutia și mi s-a spus că iau autorizații pe locul acesta. Dar cum poate să aibă două, trei firme pe același loc? Iată, domnul mi-a spus că numai el are autorizație. Dar firma precedent mi-a spus că și ea are autorizație pe același loc. Complicat treaba. Iată de ce trebuie să existe autorizație și control. Ca să știi cui să înainteze... Da. Ca să știi cui să înainteze pretențiile, nu? Băleu, băleu. Periculos. Puteți să arătați autorizația, pentru că domnul Oleg Grega. Poți să filmezi? Poți, vă arăt? Dacă vreți. Nu cred că are vreo relevanță autorizația, dacă ieri au vândut altul fără autorizație. Nu, mersi, știți ce să fac cu el, să mă otrăvesc? Nu, mersi, nici nu mănânc eu așa e foarte găina. Păcat că pe camera video nu se transmite gustul. Dar se poate făcut expertiză, trebuie neapărat sesizat și Agenția de Protecție a Consumatorului, care ar fi trebuit să intervină aici, că cheltuim milioane ca să o întreținem. Da, au spus că n-au echipe mobile. Să vedem, să vedem. Putem să dăm în judecat statul pentru că n-are Agenția de Protecție a Consumatorilor echipă mobilă. Tu vezi când le s-ai dezlegat și poate să muști pe oricine. El o lătrat mai devreme, da, sau altul? Altul, altul, așa-i?
Ați mai cumpărat? Și aici e periculos, că n-are botniță. Și în spațiu public, iau cum sare la oameni. Și pe locul ăsta, tamam. Mircea cel bătrân cu Igor Vieru. Și-ai desenat unde e cântarul ăsta, da? Așa nu-i cântar. Da, ce este? Hai ca pe locul ăsta. Dar nu ați cum vă numiți? Nicolae. Și gata? Da. Reprezentați firma asta? Da. În calitate de șofer? Da. Mulțumesc. Da, da. Deci adresa e Mircea cel Bătrân, 32/10, intersecție cu Igor Vieru. Domnul Tudor Milea. Acela e sunat chiar cu polițistul, da, de sector. Da, mi-a dat de acolo alt numărul. Da. Și mai deci multe lume s-au adresat, au spus că o cumpărat de pe locul ăsta, dar de la altă mașină, și au spus că au aruncat cârnați. Oho. Dar eu n-am aruncat cârnați, că am dat la copil și mai nu l-am otrăjit. Deci se întâmplă în mod frecvent chestia asta. Deci ieri mai multă lume a cumpărat cârnați aici, dar... Și poliția nu-ți grăbește să intervină. Dar lumea nu a intervenit că a aruncat cârnațul la gunoi. Deci, dar dumneavoastră de ce nu veniți în fiecare zi și numai... Cam altam, așa mi-e oral, așa mi-e program. Înseamnă că în alte zile e autorizat pentru altcineva? Nu e autorizat, e cum nu știu. Nu știți, am înțeles. Deci ne-a dat joi seara ai cumpărat. Ieri, măcar primăria ar trebui să știe cine e autorizat joi seara să vândă aici. Dar și asta spune. Dar eu tot așa le zic. Deci noastră Curina este numesc. Lasă-i voș Curina. Ia că dacă vreți gustați, gustați. De la asta aveți încredere, dar de la cei de joi n-aveți încredere. Nu am încredere. Ați mai cumpărat? Sigur, eu tot timpul cumpăr la ați cumpărat de la cei de joi și nu era bun? Am cumpărat, da, și nu era căzut. Și cum se numește firma aceea? Dar nu mai știu, chiar prin mașină, pe o altă mașină. Gustos, gustos. A, este, scrie Coloteie ceva, una, dar stai că sunt două încă și nu știu. Deci sunt trei firme care vând pe locul ăsta. Da, da, da. Și asta e bună, celelalte n-aveți încredere. Asta, sigur, eu vă dau garanție. Da, da. Am înțeles, mulțumim. Aici produsele sunt gustoase. Dar ce zici, că nu e inscripționat nimic cârnațul, da? Și n-ai știut că trebuie să fie inscripționat. Toate mașini, iată, luați ori și te învoși și vedeți că e cu logotipul. Am înțeles, aici e bine. Nu, eu asta și-am vrut cu restul, eu pentru ce să fie bine în lumea. Ne-am lămurit, mulțumim. Nu, nu mă grăbesc, mai stau alea. Să vină și polițistul, dacă zici că o trec tot în ceas, cât? De la 1 și un sfert ai sunat. La 902. 902 la 30. Și după aceea vorbești cu polițistul de sector și tot. Nu, la 902 ne-a spus sunt la agenția protecție. Da, 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 păi de-am să o lunge treaba. Iar mi-a spus sunt la 902. La 902 ne-a spus că azi poliția economică sunt și ne-a dat alt telefon. Deci pe mobil am sunat la 5 numere ca să deplasez poliția. Ai spui asta la cheltuieli când ai să încasezi de la ei. Iată să nu mai cumpărați cârnați care n-are nimic inscripție. Chiar dacă e cremvuș, trebuie să scrie pe el și firma producătoare și data producerii și termenul de valabilitate. Da, aici nu-i scris nimic. Aha. Și știi câți ani are? Iată, Nero să se vede. Întreg, puteți gustați dacă vreți, dacă nu. Ce faci? Filmez. Numai că nu-i la mașina altă, vă spun deodată. El a cumpărat la altă mașină. Joi seara au cumpărat, ieri. Joi seara, la ora 17:30. A cumpărat de pe locul acesta, acest comas. Domnul? Da, ieri, la 17:30. Domnul spune că aici vin trei mașini diferite, cât el nu e pe loc. El are autorizație, ceilalți, nu știu dacă au autorizație. Dar nu știe, n-ai nici un cec, adic. N-am un cec, că vine, dacă n-am un cec. Uite că n-are nici scris pe dânsul și-am dat la copil și mai mult la trăjit. Asta e vina mea că nu am un cec. Nici nu s-a dat, nici nu am cerut și... Deci aici dacă se dă cârnață, ce îți spune să pune? Dar ieri nu am dat bani, dar tot cumpărat de 30.